Happy Pearl! Mă bucur mult, 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 mult de tot să fiu încă o dată alături de voi. Eu sunt Miremie, pentru cei care nu mă cunoașteți, și astăzi vom învăța multe. Zic multe pentru că în acest video am pregătite mai multe coafuri ca niciodată pe care să le învățăm împreună. Acest video, trebuie să recunosc că este cumva o reacție la unele răspunsuri, de fapt nu la unele, la toate răspunsurile voastre pe care mi le-ați lăsat pe Snapchat când v-am întrebat despre ce credeți că va fi următorul video. Ei bine, sigur, eu mă refeream la videoul cu agenda, care l-am și postat. Vă las pe undeva pe aici un video unde să dați click și să mergeți direct acolo dacă încă nu l-ați văzut, pentru că vă promit că este un video super tare. Și cum ziceam, este o reacție la răspunsurile voastre, pentru că toate răspunsurile voastre au fost coafură pentru școală. Vă promit, toate răspunsurile voastre au fost coafură pentru școală sau pentru back to school, mă rog, desigur formularea a fost diferită, dar în principiu toți vă referați la același lucru. Și pentru că v-am văzut așa de implicați și am primit foarte multe răspunsuri, nu mă așteptam să primesc așa multe răspunsuri, și pentru că am văzut că doriți să realizez acest video, ei bine, m-am hotărât să realizez un video în care să învățăm multe coafuri pentru întoarcerea la școală. Coafuri foarte simpatice, foarte de efect și vă promit foarte simplu de realizat. Majoritatea, nu zic chiar toate, dar majoritatea ți-a în jur la 3 minute. Deci, pentru acele zile când nu ai chef să-ți faci nimic cu părul și totuși vrei ceva mai diferit, ceva mai cochet sau pur și simplu ceva? Ei bine, aici ai răspunsul la mă înțelegeți voi. Deci hai să nu mai vorbim prea mult, că deja nu mai știu ce zic, și să mergem și să învățăm cum să realizăm aceste coafuri. Prima coafură. Această coafură e super cute și simplă. Pentru această coafură am nevoie de o cărare pe mijloc. Selectez o porțiune potrivită de păr, trasând o altă cărare paralelă cu cărarea inițială, iar apoi răsucesc acea porțiune de păr. Încep din față și treptat răsucesc mereu în aceeași direcție, adăugând șuvițe de păr. Capătul îl fixez bine cu o agrafă. Acum, realizez o altă selecție de păr, trasând o cărare paralelă cu cea de dinainte. Voi încerca pe cât posibil ca porțiunile selectate să fie aproximativ egale, însă nu e nicio problemă dacă nu ne iese la milimetru. Răsucesc și această porțiune de păr, începând din față și adăugând treptat restul părului. Nu uita, mereu trebuie să răsucești în aceeași direcție. Acum voi face exact la fel cu cea mai rămas de la ultima secțiune de păr până deasupra urechii. E simplu, nu-i așa? Bun. Repet toți acești pași și pe partea cealaltă. Și tadam! În a doua coafură vom învăța să ne prindem părul în două codițe. Însă nu le vom prinde în acele două codițe la care toți vă așteptați, ci vă voi da o idee nouă. Pentru aceasta am nevoie de o cărare pe mijloc din față până în spate. Prin una dintre părți cu un elastic provizoriu iar cu cealaltă parte realizez o coadă înaltă cât mai aproape de cărare. După ce am găsit poziția, o prind cu un elastic.
Și prind și cea de-a doua parte, tot într-o coadă înaltă în apropierea cărării. Încerc pe cât se poate să obțin aceeași înălțime la ambele codițe. Însă, dacă nu vă iese de la început, nu vă faceți griji. După ce am prins ambele codițe cu elastic, voi trage ușor, ba dintr-o parte, ba din alta, până codițele vor fi la același nivel. În față, cu degetele voi trage ușor pentru a obține puțin volum. Iar în cele din urmă, îmi scot câteva șuvițe care să-mi contureze fața. Ei, așa că e o idee interesantă? Mie îmi place foarte mult această coafură și ați văzut și cât e de simplă. A treia coafură este puțin mai formală, însă arată superb. Pentru ea, îmi piaptăn tot părul, iar apoi realizez o coadă joasă în spate. Mă ajut de degete și deasupra elasticului realizez un gol prin care voi trece toată coada. Apoi trag ușor de acele bucle create și gata! Coafura 4 are la bază aceeași pași ca și coafura 3. Însă acum iau coada rămasă liber și o răsucesc în interior. Iar apoi cu câteva agrafe fixez totul foarte bine. Mie, pentru că am părul ceva mai scurt, îmi scapă ceva șuvițe din acest coculeț. Însă, cu câteva agrafe sau fixativ, le fixez la loc. Și gata! Această coafură e deosebită și extrem, extrem de simplă. Eu zic că ar merge chiar și pentru nuntă. Trecem la coafura numărul 5. Din nou am nevoie de o cărare pe mijloc. În una dintre părți realizez o selecție potrivită de păr pe care o împart în 3 părți egale. Și încep să realizez o împletitură spic inversată. Șuvița din apropierea cărării o trec pe sub cea din mijloc. Trec și șuvița de jos pe sub cea din mijloc. Acum, de fiecare dată când una dintre șuvițele din lateral va trece pe sub cea din mijloc, va lua împreună cu ea o șuviță din exterior.
Când ajung la sfârșitul cărării, înseamnă că ne putem opri și din împletit. Iar în cele din urmă, prind împletitura cu un elastic. Realizez exact aceeași pași și pe partea cealaltă. Pentru un plus de volum și efect, trag ușor de buclele împletiturii. Și gata! Din nou, coafura 6 are la bază coafura 5. În această coafură voi răsuci codițele rămase de la împletitură și voi realiza cu ele două coculețe, atât pe o parte cât și pe cealaltă. Pentru ca totul să stea la loc, le voi prinde cu agrafele necesare. Coafura aceasta este cea mai simplă, promit. Pentru ea am nevoie de cărare pe mijloc și de un păr bine pieptănat, mai ales în partea din față. Selectez toată porțiunea de păr de la cărare până în dreptul urechii. Mă asigur că stă cât mai lipită de cap, iar apoi cu câteva agrafe, eu mă folosesc doar de două, fixez totul foarte bine. Pentru că această coafură să țină toată ziua, îți recomand să aplici și puțin fixativ. Realizez același lucru și pe partea cealaltă. Și voilà! Acesta este rezultatul. Și să trecem la coafura 8. Din nou. Nu se poate mai simplu. Selectez o porțiune de păr, iar cu aceasta voi realiza o împletitură normală de 3. Când am ajuns la capătul împletiturii, într-o mână voi ține una dintre șuvițele cu care am împletit, iar în cealaltă le voi ține pe cele două. Ușor, voi trage cele două șuvițe înspre începutul împletiturii. Și astfel am obținut un efect fantastic. Mai aranjăm puțin împletitura, iar apoi o prindem cu un elastic.
am ales să ascund capătul împletiturii sub câteva șuvițe de păr. Și de ce să nu realizez aceiași pași și pe partea cealaltă și să obțin un alt efect, un alt rezultat și o altă coafură? Dacă ți-a plăcut acest video și crezi că îți va fi de folos, arată-mi acest lucru printr-un like. Distribuie-l și pe paginile tale de socializare, pentru că cu siguranță vreo prietenă de-a ta va vrea și ea să învețe să realizeze coafuri superbe și simple precum cele din acest video. De asemenea, dacă ești nou pe pagina mea și dacă îți place ceea ce facem împreună, ceea ce învățăm împreună, te invit să te alături micii mari familii, dacă pot să zic așa, printr-un click pe abonează-te. Adică, în alte cuvinte, să te abonezi ca să rămâi alături de noi și să vizualizezi și următoarele videouri pe care le voi posta. De asemenea, aștept comentariul tău aici jos pe pagina mea de YouTube sau pe paginile de socializare pe care, cum știți și v-am obișnuit, le aveți în descriere, toate linkurile. Și aștept în acel comentariu să-mi spui ce părere ai despre acest video, dacă îți place acest fel de video și vrei să realizăm mai multe în viitor și, desigur, care este coafura ta preferată. Cam atât pentru azi, ne vedem în următorul videoblog! Bye, bye! Acest video este oarecum o... Nu mai știu... Și... Am vrut să zic majoritatea, dar aș minți toate! O coafură, nu o coafură, vă mint. Dacă v-a plăcut acest video și crede și prietenele tale vor să învețe, nu-mi place, alături micei mari familii, click pe abonează-te sau pe paginile mele de socializare.